Suciu, ai luat Grandefi? Am luat Grandefi. Da, deci fun fact despre Grandefiul ăla, e prima campanie pe care am făcut-o noi împreună, la care ne-am dus cu o singură propunere la client. Și care n-a avut modificări. Și care a fost o campanie, practic, a fost primul briefing al unui client. A venit Melania la noi, la care s-a plâns, la briefing. Nu cred că am mai avut de atunci. Adică știu că a fost, ne-a descris toată cauza și toată povestea lor atât de nice că a fost un pic cu lacrimi. Da, da, s-a plâns în toată sala. E prima campanie socială care a luat la EFI în România. Prima campanie socială care a luat la EFI în România. Este prima campanie la care mi s-a părut că s-a ridicat, nu mi s-a părut, chiar asta s-a întâmplat, s-a ridicat absolut toată lumea și a aplaudat. A fost un moment foarte fain în momentul în care da, am fost, primit-o. Și atunci știu că am plâns un pic. Da, da, eram cu toți lăcrimat un pic. Da, da, da. Dar fun fact este că în momentul în care am scris-o la Cannes, a luat 6 nominalizări, un singur premiu, și știu că tu, după Cannes, ai vorbit cu un membru din juriu, da, și ai întrebat de ce n-a fost premiu. Da. Ne-am spus că am umflat rezultatele. A zis că așa se face la Cannes, umfli rezultatele, dar voi l-ați umflat prea mult. Și fun fact e că n-am pus nici măcar un om în plus sau o donație în plus. Deci era atât de pe bune făcut cazul. Da, nu umflase nimic cazul, a fost incredibil. Da, a fost incredibil pentru jurați. A fost incredibil de bun ca rezultate. Și practic de atunci, de la prima casă Magic, acum au mult mai multe case și a continuat. Adică EFI-ul cumva a crescut, dacă e să o luăm de atunci. Da, de atunci dacă am face EFI-ul pe rezultatele, dacă am intrat cu rezultatele de sustained acum, ar fi... Exact, ar trebui, da. Ah, Este prima campanie pe care o verificam seara de seară. Intram pe live-ul ăla de pe scaun și mă uitam cine stă acolo. E prima oară când am înțeles că campania asta, noi ne-am dus foarte onest pe un gând care ni s-a părut că e foarte real. Dar într-o seară am intrat pe Facebook și cineva a scris acolo, am avut o zi foarte, foarte proastă și dădea detalii despre ziua lui proastă și a fost într-adevăr o zi foarte proastă. Și am intrat la, e 1 noapte acum, am intrat pe live-ul ăsta de la Magic și m-am uitat cine stă pe scaun. Și nu m-am mai simțit singur și până la urmă n-a fost o zi proastă. Și țin minte că mă uitam la comentariul omului ăla care era foarte sincer. Băi, cât de... We did this? S-a vrut foarte, foarte tare cum oamenii au reacționat și și-au pus niște jandarmi de la întorsura Buzăului și-au pus un scaun în curte ca să facă, da, și ei paying tribute to it și au făcut... Copiii de la școală, a fost o școală care... Făceau paying tribute to Magic Home și își puneau un scaun și stăteau ei acolo de unii singuri și... Da. Apropo de fun facts legate de o campanie atât de profundă, știu că în momentul în care am început să o implementăm în prima zi, ne-am întrebat toți pe cine știm ca să vină să stea pe scaun, că nu eram sigur că o să vină cineva să stea pe scaun. Iar la o oră după, scaunul a explodat, da, 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 și toți aia cu care am vorbit din familie au fost anulați. Ne-am așezat în toamnă, practic. A fost o campanie când am pornit-o, în octombrie-noiembrie. Octombrie-noiembrie a fost, da. Și aveam rezervă pe scaun până în martie. Da. Deci aveam atât de mulți oameni care s-au înscris, încât putea să se stea până în martie pe scaun. De la tu pe cine știi care poate să stea pe scaun într-o oră, e ok, sună că nu e nevoie. Și puterea de tracțiune pe care a avut-o atunci Melania și Vlad, pe care au avut-o de a atrage tot felul de oameni în proiectul ăsta, a fost absolut fantastic. N-am făcut în viața mea un proiect cu atât de mulți influenceri. Cred că dacă făceam valoarea de piață cât ceream influencerii pentru campanie comercială, cred că ajungeam la bugetul unei companii foarte, foarte mari, total de marketing. Dar au venit foarte mulți oameni în campania asta pentru simplitatea ideii și pentru cauză. A fost chiar magică. A fost chiar magică, da, unicorn. Dacă încă nu s-au stins ecourile, mai vin la noi parteneri pe zona de PR sau pe zona de creație care ne spun încă avem clienți care intră și ne cer. Vrem și noi o campanie ca Magic Home. Și era, mi se pare funny pentru că, da, și noi mai vrem să mai facem o campanie ca Magic Home, dar a fost o aliniere foarte, foarte, foarte frumoasă într-o idee puternică și impactul foarte mare. Cu un impact foarte mare și cu un client extraordinar care a atras foarte mult love și cauza, atragea foarte mult love și atunci e greu să mai faci un Magic Home. Da. Fun fact despre tine și EFI. Am luat primul EFI în 2007 și era
creația atât de urâtă că eu râdeam de ea și când am asemnat fata de pe CS care era la EFI, că am luat EFI, am zis, pe bune? Adică nu, a avut rezultate, ok, dar cred că e una din cele mai low creații pe care le-am făcut de-a lungul existenței. Cred că se poate lua EFI și putem avea impact și cu creații mai ok decât primul meu EFI, așa că nu o să dau numele. Asta mă, și când o dai prost, o dai bine. E ok. Cu impact. Da. A căzut. Da, înseamnă că aveam în spate tot ce înseamnă strategie și restul bine pus la punct de client. Și restul de la creație n-a mai contat. Da. La mine, fun fact, practic, am intrat în advertising cu 6 ani înainte să înceapă EFI. Sau 7, cred. Și de unde știi ca impact? Și pe vremea aia, da, era, conceptul de impact era foarte, foarte diferit. Dar cred că cum realizam era foarte, în sfârșit, să spun, grand EFI-ul pe care ni-l puteam asuma atunci era word of mouth. Era, dacă te duceai într-un taxi și ăla îți spunea o replică dintr-un spot al tău, era that was it. EFI. Adică era EFI, înseamnă că s-a dus acolo, înseamnă că a ajuns unde trebuie, înseamnă că toată lumea este foarte, foarte fericită. Și după aceea, practic, iarăși, impactul strategiei în economia, în relația asta, client-agenția, a început să vină din ce în ce mai puternic și s-a schimbat jocul. Deși tot puțin strategi consider că există. Pe piață, da. Da. Hai că atunci erau, nu știu, 3 când am intrat eu, să zicem, cam așa, sau pe aia de care știam. Da, și încă unii mici care creșteau și care acum sunt stelari, tot puțin strategi, parcă sunt. Parcă sunt, nu? Da, e o piață care e destul de established, așa, intră puțin. Intră puțin și ies puțin. Și rămân puțin. Și rămân puțin. Ați face un pariu? De fapt, nu, că l-avem deja pe Sorin, care este primul strateg, ieși la pensie, din advertising. Mă gândeam ce... Da, există, da, iată. Da, avem precedent. Da. De-a lungul timpului, am fost prezent cu mai multe agenții și cu Jezu și cu Gem în ultimii ani. În mai multe proiecte m-a surprins întotdeauna EFI-ul cu niște case-uri, sau ale noastre, sau ale competiției, care mi s-au părut... Cum a luat asta EFI? Deci, nu există EFI care să treacă și să nu pun întrebarea cum a luat acest case EFI. Nu o să spunem care, dar există o zonă acolo. Dar inclusiv la noi, știu. Inclusiv la noi și noi am dat, what? A luat asta și n-a luat asta? Da, știu, adică e diferența între, avem niște case-uri care ne se par că au avut un impact mult mai mare, dar care ne fi scorează mai jos. Și aici intervine și subiectivismul jurului. Dar overall, cred că este singurul festival de pe piața asta care este într-adevăr validat total și de creativ, și de clienți și de creativ, și de strategi și de clienți. Este... Ceea ce înseamnă că noi creativii nu ne facem treaba să facem un festival. Hai să facem un festival de creație. Hai să-l anunțăm acum că facem un festival de creație. Mai știți Ador sau Fibra? Sau... Da. O să ne întoarcem cu un nume. Un nume, da, pentru un festival de creație. Nu știu, poate chiar o facem. Ar fi simpatic. Ce altceva să mai vorbim despre EFI? Este o competiție care încarcă agențiile cu olul înainte și strategii și toată lumea cu olul înainte de această competiție. Dar nu este vina competiției. Nu, da. E festivalul care forțează, practic, o relație mult mai așa între client și agenție și între strateg și client și datele clientului. Această goană, după vine EFI-ul, trebuie să am date, Dăm datele. Nu mi-a dat datele. Da. Cred că acum asta e încins Basecamp-ul. Nu au venit încă datele. Da, as we speak, am datele parțiale. As we speak, toate agențiile care vor înscrie sunt acolo în această luptă de a citi lupta datele. Lupta pentru date. Uite, nimeni n-a făcut o campanie cu lupta pentru date pentru EFI. Da, acum, nu știu, ție ți se pare că, nu știu, festivalul a evoluat în bine, rău, nu știu, EFI-ul așa de lungul timpului s-a păstrat mereu, a fost această poveste de cum îți scrii case-ul, datele să fie bune, scriitura să fie bună. Din punctul meu de vedere creativ vorbind, eu zic că a evoluat în bine față de ce am luat eu în primul rând în 2007 și ce lua atunci. Acum cu ponderea asta și a creației, totuși nu mai găsești
cumpăra acum și atât. Și da, am luat... în ce agenție erai? De fapt, că nu vreau să te provoc să spui numele proiectului. Ce agenție? Și ce client era? Nu spune brandul, dar spune clientul. Nu. E ok, na. Zic, consider că am prezentat să-l ceva mai drăguț și așa, și mai frumos, creativ, dar ni s-a zis că nu va funcționa. Și iată, clientul probabil că a avut dreptate, ce a ales sau unde ne-a dus, așa, a funcționat. Culmea e că în anul ăla, competiția directă, făcuse ceva super creativ, foarte mișto și n-a luat EFI pe același tip de brand, de produs. Da, how disappointing pentru și creația asta. Și eu eram, vai, dar uite cât de mișto au făcut ăia și, a, da, la EFI, ok. Ma. Cred că trebuie să existe un balans. Eu chiar cred că se poate lua și pe creație mișto EFI și să ai un impact real cu creație de love. Mă gândesc că am luat și cu Odyssey și cu Jazz și cu Gem. Cu Gemma cred că ar trebui să luăm un EFI, că ne-am dublat practic în 2 ani. Să ne scriem ca agenție la EFI? Să ne scriem ca agenție la EFI, da. Și încercam să fac o ierarhie, dar am dat seama că e political incorrect. Bun, este Magic Home, care pot să spun și noi political incorrect, că este cel mai drag EFI pe care l-am luat vreodată. Dar numai... Și Ciocârlia cu un an înainte care luase aur. Și Ciocârlia. Deci socialele întotdeauna au fost sweet spot-ul. Nu mai știu dacă am luat cu de mult cu EFIX. L-am înscris la EFI? L-am înscris, nu? E, campaniile astea care sunt cumva au un content Taz. Care... Tazul, nu, o luam istoric. Da, istoric. nu știu, a fost în 2007, nu știu, cred. În primul an de Jam Session au fost multe premii cu ING. Cu ING. Da, într-adevăr, cele mai multe premii cu ING. În perioada de lockdown au avut și curajul să comunice. Au avut curajul să comunice și au fost bine, da. ING e un client care am luat multe fiuri, Tazul este un client care am luat multe fiuri. Mm. Ce altceva? De ce fi mi se pare, eu îi urez la foarte mulți ani fiului. Mi se pare că... O să fim acolo în fiecare an. Da, în fiecare an o să vrem... Adică vrem să fim acolo, ne dorim să fim acolo, ne gândim campaniile astfel încât să aibă un impact din start. E un client care, personal, pe măsură ce m-am scos din zona de creație, pur creație, și m-am dus înspre strategie și înspre antreprenoriat, management. Da, dar am luat-o așa, am luat-o creație, strategie... Management antreprenoriat. Cumva asta a fost progresia din capul meu. Alți oameni au invers, zic că vreau să mă fac antreprenor. Eu am luat invers. Eu am intrat în industria asta, vreau să fiu unul creativ. Ne dorindu-mi să fac un business, dar cumva în timp mi-am dat seama că în momentul în care un business are chiar management creativ, se comportă un pic altfel. Și practic am învățat foarte multe în ședințele de jurizare EFI, despre cum reacționează clienții la case-uri, despre cum practic își scriu strategii și care sunt pointurile de diferențiere. Adică mi se pare că e un festival foarte... It's a learning process, EFI-ul, și mi se pare fain chestia asta. Și de învățare, mai ales când jurizezi. Da. Acum 2 ani, fun fact, când am jurizat și eu, știu că m-au întrebat cei din sală dacă sunt de la strategie sau client. Nu s-au gândit că sunt de la creație, eram cu niște oameni care nu știau cine sunt, pentru că am decis visceral că nu o să mă duc să mă arunc în partea de creație, să zic, vai, dar ce frumoasă era creația, sau uitați-vă, și m-am dus numai în cifre și puneam întrebări numai legate de cifre. M-am dus și chiar am zis, vreau să gândesc ce nu este zona mea de confort, să mă uit acolo cu atenție și să judec și partea da, aia. Da, eu am fost în prima mea jurizare de acum mai mulți ani la EFI, am fost, I was a bitch. Adică mă uitam, ce creație asta? deci, și încercau ceilalți, dar sunt rezultate și nu zice, de ce am azi rezultate dacă asta, dacă așa arată? Dar am... Cumva balansul între cele două mi se pare foarte important. Și bă, na, la mulți ani EFI, până la urmă. Noi ne bucurăm foarte mult ca prin Magic Home, prin proiectul nostru cel mai reputat, să spun, până în momentul ăsta din EFI, practic ne-am bucurat enorm că a fost recunoscut de către EFI, pentru că era... cumva o dovadă foarte clară că în momentul în care poți să ai ceva care really moves people, care chiar îi mișcă pe oameni și care să ia un grand EFI și care să ia un Cannes și care să ia practic... Eu, sincer să fiu, m-am bucurat mai mult decât la Cannes. La EFI, pentru nu? Grand EFI-ul lui Magic Home, da. Da. Mai ales că era aici, era local, lumea știa de el, s-a bucurat intens toată lumea. A fost mult mai vibrant totul.
Și știu că au fost discuții și în comitet atunci dacă e bine să creeze acest precedent. Mă bucur că s-a creat. Cu sociale și, și că s-a deschis calea asta. Și da, în sfârșit, de atunci stă undeva în spatele capului așa, băi, motorul Magic Home. când îl facem și să vedem. La mulți ani, Efi! La mulți ani, Efi!